Banii orșovenilor, monedă de schimb pentru un birou luxos. Viceprimarul liberal Bogdan Duică de la Orșova a decis să arunce la gunoi o sumă importantă de bani din orgoliu. Momente halucinante astăzi în ședința din Consiliul Local în Orșova. După o perioadă neagră pentru comunitatea din municipiu, în care guvernarea de dreapta PNL-USR-UDMR nu a alocat niciun leu pentru proiectele de dezvoltare ale acestei zone, odată cu intrarea socialdemocraților la conducerea țării, sprijinul guvernamental nu a întârziat să apară. Însă Bogdan Duică, președintele PNL Orșova și viceprimar al localității, a avut astăzi o atitudine cel puțin sinistră. Din informațiile noastre, acesta a condiționat votul care asigura distribuirea banilor veniți de la guvern spre investiții importante pentru comunitate de mutarea sa, din nou în primărie. Primarul localității, Marius Stoica, un om implicat și muncitor, a rămas profund dezamăgit de atitudinea consilierilor locali PNL, acuzând faptul că interesele personale și politice primează în detrimentul intereselor orșovenilor săi. Astăzi am convocat o ședință de îndată a Consiliului Local pentru a face o rectificare de buget, tocmai Guvernul României a alocat o sumă foarte importantă pentru Orșova și este vorba de 20 de miliarde de lei vechi pentru reabilitarea parcului de la Nord și pe această cale țin să mulțumesc personal domnului Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinț, care m-a susținut în demersul meu la Guvernul României și căruia evident îi datorăm această sumă de bani venită pentru reabilitarea parcului de la Nord, dar și o sumă importantă de bani pentru încălzirea locuințelor oamenilor care beneficiază de ajutor de încălzire. Surpriza mea este faptul că la această ședință n-au participat toți consilierii, iar consilierii PNL, prin persoana viceprimarului Duică Bogdan, a venit la mine în birou și a negociat dezvoltarea localității, votul acestuia pentru cei 20 de miliarde de lei vechi cu alocarea unui birou în primărie. Și am spus domnului Bogdan Duică, domnule, eu nu negociez interesele comunității acestea pentru interesul personal al dumneavoastră. Vă dați seama ce a făcut acest om? A pus înainte de toate biroul lui, nu nici de cum dezvoltarea acestei comunități. Urma să primim 20 de miliarde de lei de la Guvernul României și nu am intrat în posesia acestor fonduri datorită faptului că liberalii conduși de Bogdan Duică s-au abținut de la vot. Am pierdut în momentul acesta 20 de miliarde de lei, am pierdut o investiție importantă, reabilitare. Ambițiile personale nu trebuie să oprească dezvoltarea comunităților locale, iar noi ne întrebăm cum îi mai poate privi în ochi Bogdan Duică, viceprimarul PNL, pe cetățenii care au avut încredere în el, când știe că astăzi a votat împotriva intereselor comunității.